Elevii clasei a 12-a ai Colegiului Național Gheorghe Țițeica au răspuns prezent la ultima strigare a catalogului. Ziua aceasta a fost una specială pentru ei și au luat rămas bun de la profesorii lor și de la colegii alături de care au trăit cele mai frumoase momente ale adolescenței. Dis de dimineață, îmbrăcați în robe, au pornit în paradă pe strada Crișan până la Palatul Culturii, acolo unde i-au întâmpinat diriginții. Momente emoționante pentru absolvenții promoției 2022 a Colegiului Național Gheorghe Țițeica din Drobeta Turnu Severin. Elevii din clasa a 12-a au fost protagoniștii festivității ce a marcat încheierea unei etape deosebit de importante din viața lor. La orele dimineții, îmbrăcați în robe, tinerii au străbătut strada Crișan până la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde profesorii diriginți au strigat pentru ultima dată catalogul. Revin în fața dumneavoastră pentru a striga cu vocea tremurândă pentru ultima dată catalogul clasei a 12-a B. Al Floarei Mihai. Tinerii au întâmpinat în acești ani pandemici provocări și momente mai puțin plăcute în pregătirea lor academică. Chiar și în aceste condiții, 6 elevi ai acestui liceu au încheiat studiile cu media 10. Elevul clasei a 12-a E, elevul Andrei Gabriel Zgârdan. Am onoarea să le mulțumesc profesorilor noștri și să-i asigur că, în ciuda tuturor dificultăților pe care le-au întâmpinat alături cu și pentru noi, de acum vor începe să apară și roadele muncilor. Titulatura de șefă de promoție este o mândrie pentru mine, venind ca o recunoaștere a muncii depuse în cei 4 ani de liceu, a consecvenței, a dăruinței, a determinării. A avea cea mai mare medie a clasei nu este un lucru mărunt. Acest câștig a venit la pachet cu o muncă asiduă, constantă și minuțioasă. Astăzi este cu și despre voi, cei care vă întindeți aripile spre noi orizonturi. Nu vor fi întotdeauna senine, dar sunt convinsă că toate experiențele trăite între zidurile acestei școli vă vor ajuta să treceți cu ușurință peste orice încercare. Elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar în 27 mai. Urmează pentru ei o vacanță încărcată de muncă și emoții, pentru că la sfârșitul lui iunie încep probele examenului de bacalaureat.